Gemenii au această schimbare și notă de transformare pe care o aduce Saturn în vărsător legată de călătorii, străinătate sau persoane de la distanță, de la drum. Sau unii gemeni își schimbă pur și simplu filozofia de viață și această filozofie de viață și optică de viață îi scoate dintr-un blocaj. Poate să fie un lucru minor, dar din biografiile oamenilor care s-au realizat splendid în viață, de multe ori viața lor a depins de un moment în care au făcut o alegere pentru că au văzut lucrurile din alt unghi. Și pentru că au văzut lucrurile din alt unghi, au putut să facă o alegere de destin. Deci, la gemeni, mult stă din această schimbare care ne bântuie pe toți în cunoaștere, convingeri, crezuri, optică de viață, unghi din care văd o problemă. Iar pentru alții stă în perioada aceasta martie-mai, în special, dar și chiar și pe retrogradarea lui Saturn în vărsător, 11 mai, 1 iulie, informații, deci felul în care ei văd lucrurile și selectează informațiile și ce relevanță văd prin acele informații, care informații zic ei că sunt importante. Și deciziile pe care le iau, dar și din persoanele pe care le contactează și care au răspunsuri. Pot fi oficiali, pot fi conducători, pot fi lideri, pot fi persoane cu experiență sau cu influență și au nevoie de informații de la aceste persoane. Pe de altă parte, unii gemeni vor să ajungă la cineva de departe și se străduie să ajungă, dar nu este sigur. Și e bine să nu mizeze foarte mult pe faptul că pot face o călătorie. Bun găsit, prieteni! Dacă vă plac emisiunile Canal 33, nu uitați să ne dați un like. Dacă vreți să urmăriți toate emisiunile de la Canal 33, vă puteți abona și veți avea parte de cele mai interesante emisiuni.